eu sunt Miruna Chiria, iar tu ai venit la mine pe canal. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt medicul veterinar al animalelor de companie. În vlogul de săptămâna aceasta discutăm despre Yorkshire-ul Terrier. Yorkshire-ul Terrier are o vechime de aproximativ 100 de ani, iar inițial a fost cunoscut sub denumirea de Broken Hair Scotch Terrier. În anul 1870, în cadrul unei expoziții canine, s-a sugerat redenumirea rasei în Yorkshire Terrier, ținându-se cont de faptul că rasa s-a dezvoltat aproape în totalitate în orașul Yorkshire din Anglia. Inițial, a fost folosit drept câine utilitar. Era un câine extrem de harnic, fiind folosit la vânătoarea de șobolani din mine și din mori. A devenit un câine de companie la modă la sfârșitul epocii victoriene în Anglia. În Statele Unite a ajuns în anul 1872, iar de atunci a devenit extrem de cunoscut în întreaga lume. În anul 1885 au fost recunoscuți oficial de către American Kennel Club. Yorkshire Old School, cel de la începuturi, era de talie ceva mai mare, spre deosebire de cei pe care îi vedem astăzi plimbându-se prin parcuri, însă prin programe de selecție s-a ajuns la un Yorkshire de doar 3 kg și o lungime a picioarelor de doar 7 cm. În acest moment, Yorkshire-ul Terrier este una dintre cele mai comune rase de câini și este în prezent listată ca a noua cea mai populară rasă din Statele Unite. Yorkshire-ul Terrier este clasificat de către American Kennel Club ca parte a Toy Group cu o greutate cuprinsă între 2 și 7 kg. Spre deosebire de alte rase de câini de canapea, Yorkshire-ul Terrier nu va avea niciodată un comportament supus, ci va fi un câine cu o personalitate puternică, arțăgoasă atunci când va fi necesar și iubitoare de aventură. Yorkshire-ul Terrier prezintă un cap lat cu botul de lungime medie, nasul negru și dinți uniformi. Ochii sunt de culoare închisă, negri sau căprui și extrem de vioi. Urechile de forma literei V sunt purtate ridicat, iar coada este scurtată de obicei la jumătate din lungimea normală și purtată la același nivel cu șira spinării. Membrele sunt drepte, cu labe rotunde și unghiile de culoare neagră. Cea mai cunoscută caracteristică a rasei este blana lungă, curgătoare, care necesită o îngrijire constantă. Atunci când câinele nu este prezentat în expoziții, proprietarul optează în general pentru aspectul flocos. Părul lung de la nivelul feței este de obicei prins în vârful capului cu un elastic sau o fundiță pentru a preveni intrarea părului în ochi. Yorkie are un unic strat de blăniță foarte diferită față de majoritatea celorlalte rase. Blana seamănă foarte mult cu părul uman și necesită o îngrijire similară. Perierea zilnică, îmbăierea și tratamentul regulat vor fi necesare, dar acestea nu trebuie să fie o problemă pentru majoritatea persoanelor, mai ales pentru cele vârstnice. Datorită faptului că au un singur strat de blană, substratul sezonier lipsin, aceștia vor năpârli foarte puțin, mai ales dacă aveți grijă să-i periați zilnic. Yorkshire-ul Terrier adult prezintă o înălțime la greabă de aproximativ 15-17,5 cm, iar greutatea sa corporală este de 3-3,5 kg. Ca în cazul majorității câinilor de agrement, standardele rasei sunt descrise cu precizie în ceea ce privește culoarea blănii, proporțiile și structura corpului. Există 4 culori de Yorkie recunoscute oficial: negru și auriu, negru și bronz, albastru și bronz și albastru și auriu. Există și alte variante de culoare, cum ar fi Chocolate Yorkie, dar nu sunt considerate standarde de reproducere de către American Kennel Club și vor fi descalificate în expoziții. După cum vă spuneam și mai devreme, blana Yorkshire-ului are nevoie să-i acordați atenție zilnică, întrucât structura firului de păr este asemănătoare cu părul uman.
Dacă nu aveți timpul necesar sau nu aveți inclinația pentru acest lucru, tundeți câinele la un salon pentru animale. Blana exemplarelor de expoziție este protejată prin rularea părului pe bigudiuri. Verificați în mod regulat urechile pentru a îndepărta părul în exces din canalul auricular. Yorkshire-ul Terrier este un câine plin de viață, inteligent, uneori poate prea curios, care uită de statura sa miniaturală când relaționează cu alți câini. Fire independentă, Yorkshire-ul Terrier este recunoscut și pentru faptul că își uită limitele, devenind agresivi cu alți câini sau cu animalele mai mici. Sunt deosebit de iubitori, devotați și se atașează mult de familie și cămin, în timp ce sunt suspicioși cu străinii. Câinele din rasa Yorkshire Terrier este vigilent, deosebit de alert și latră ori de câte ori simte pericolul. Deși adoră să latre, pot fi învățați să nu o facă inutil. Sunt încântați să își fugărească propria umbră și să stea întinși la soare. Dacă copiii nu îl tratează ca pe o jucărie și nu îi invadează teritoriul, câinele Yorkshire Terrier nu le va cauza nicio problemă, le va fi partener de joacă și prieten devotat. Cu alți câini, se dovedesc a fi ușor aroganți și deosebit de curajoși, ținând cont de talia lor miniaturală, dar pot trăi în armonie cu pisicile și cu alte animale de casă. Când vine vorba de dresaj, câinele din rasa Yorkshire Terrier este un elev ce învață destul de repede, cu condiția să fiți consecvenți în abordare și să vă asigurați că lecțiile sunt bazate pe metode pozitive de educație, că exercițiile sunt variate și atractive. Deosebit de inteligenți, pot fi destul de dificil de dresat din cauza firii lor independente. Nu suportă să fie ignorați, așa că laudele zgomotoase atunci când învață un truc nou se dovedesc a fi deosebit de eficiente. Câinii din rasa Yorkshire Terrier sunt deosebit de populari, deoarece posedă toate calitățile unor câini de talie mare într-o formă miniaturală. Ei își focusează toată energia pe stăpân, după care sunt literalmente topiți. Exemplarele tipice adoră să se joace la nesfârșit și au o energie inepuizabilă când vine vorba de aventură și noi descoperiri. În zilele noastre, unii percep acest animal ca pe un accesoriu la modă pe care îl tratează cu delicatețe și îl răsfață excesiv, ținându-l toată ziua în poală, fără să-i ofere dreptul la independență. De modul în care stăpânul își privește câinele depinde felul în care va ajunge la maturitate acest patruped. Cei care sunt talentați în exces vor ajunge deosebit de posesivi cu mâncarea și jucăriile lor. În calitate de stăpâni, trebuie să țineți cont că sunt adevărați terieri, că vor fi tentați să vâneze și să ucidă rozătoare. Din acest motiv, nu trebuie să lăsați Yorkshire-ul Terrier nesupravegheat în preajma animalelor de casă, cum ar fi porcușorul de Guinea, hamsterul sau iepurii. Inteligența peste medie face ca acești câini să poată fi dresați ușor, însă în aceeași măsură pot fi destul de încăpățânați și obraznici. Yorkshire-ul Terrier este foarte bun pentru pază, fiind foarte alert și gata oricând să-și anunțe stăpânii când se apropie un străin. Sunt foarte loiali și afectoși, însă nu sunt recomandați familiilor cu copii mici, ci mai degrabă seniorilor. Acești câini își adaptează nevoile lor de exerciții fizice în funcție de familia lor și se vor adapta de minune într-un apartament mai puțin spațios. Adoră să se plimbe împreună cu stăpânul, dar nu suportă lesa și trebuie învățați cum să se comporte în societate. Ochii și urechile trebuie curățați zilnic, iar igienei dentare îi trebuie acordată o atenție deosebită. Câinii din rasa Yorkshire Terrier necesită un program zilnic de îngrijire cu peria și pieptănul. Studiile nutriționale internaționale menționează faptul că un proprietar de câine sedentar cu o predispoziție mare de îngrășare trebuie să fie foarte atent la tipul de hrană pe care decide să-i ofere patrupedului său. Spre exemplu, un Yorkie de doar 3 kg ar trebui să mănânce undeva în jur de 160 de calorii pe zi. În momentul în care vă decideți să achiziționați un pui, nu uitați că schimbarea mediului reprezintă deja un factor de stres pentru el.
pentru a favoriza adaptarea. Limitați pentru început spațiul de desfășurare. De asemenea, ar fi foarte indicat să nu-i schimbați dieta. Hrana trebuie administrată cățeilor de Yorkshire Terrier de 3-4 ori pe zi, în porții mici. După fiecare masă, o plimbare la aer curat este mereu binevenită. Pentru protejarea noului venit, este de dorit să supravegheați activitatea din zona luată în stăpânire de către acesta, deoarece va ataca totul cu dinții, fără a excepta cablurile electrice. O vizită la medicul veterinar se impune obligatoriu și are ca scop nu numai verificarea sănătății și obținerea de sfaturi utile pentru creșterea în condiții adecvate, precum și de informații despre dezvoltarea ulterioară a acestuia. Deși sunt în general sănătoși și longevivi, sănătatea unui Yorkshire Terrier nu este lipsită de riscuri. Câteva dintre cele mai frecvente probleme de sănătate sunt genetice și pot fi testate sau depistate de vreme. Hipoglicemia și tremurăturile frecvente apar mai ales la puiuți în perioada de înțărcare și adaptare la hrana solidă. Pancreatita. Yorkshire-ul Terrier este un câine care iubește recompensele alimentare. Yorkshire-ul Terrier, care consumă diete bogate în calorii și grăsimi în exces, dezvoltă adesea pancreatită care, dacă nu este tratată, poate fi fatală. Luxația patelară, care poate fi congenitală sau dobândită, ca urmare a excesului de efort fizic și predispoziție de îngrășare. Alte probleme sunt dermatitele, cataracta și hipotiroidismul. Atât cu vlogul de săptămâna aceasta. Dacă ai și alte întrebări, nu ezita să mi le lași în secțiunea de comentarii. Cu siguranță o să-ți răspund. Întrebarea din vlogul de săptămâna aceasta este: câte kilograme are câinele tău? Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un like. Dacă nu ți-a plăcut, lasă-mi tot un like. Iar dacă consider că trebuie să afle și prietenii tăi despre vlogurile mele, dă-mi un share. Nu uita să te abonezi și să pornești clopoțelul pentru a fi la curent cu noile mele vloguri. Dacă ți este mai simplu, îmi poți scrie pe Instagram la vet.mirunachiriac sau pe TikTok. Ne vedem curând! Pa, pa! It's not a game, it's a rich thing.